postează pozele astea, o să mai facă rodon cu un prieten. Da. Arată foarte bine, Andreea, bravo. Cum arată puștoaicele astea, bine de tot, bagă în boală orice bărbat. O ciorbă de burt? Nu. Nu mulțumim, nu ne ajută oameni. Bă, băiatule, ce încerci să faci? Care-i problema ta, mă? Problema mea? Da. E fata mea și sunt colegele de facultate. Arăs bine așa, dar din punctul meu de vedere, un pic prea decurtat. Sincer îți spun. Dar ce vedeți la vedere? De arătat arăs bine, nimic de zis. Adică arăt doar bine și nu foarte bine. Clara, această fată nu are ce căuta aici. Nu mă așteptam ca mama să-mi facă așa ceva. Cum de este apa? Ai de la facultate de primul. Normal că am venit aici pentru că eu și Adrian am avut o înțelegere. El îmi oferă ce vreau eu, eu îi ofer ce vrea el. Ce se întâmplă aici? Nu este absolut deloc tu ceea ce taci. Pare. Deci, eu m-am hotărât. Ascultă-mă, du-te la ea, ia-o de păr. Du-te la părinții ei, dar nu strica căsnicia. Te rog, eu te implor, eu nu strica căsnicia. Ne place sau nu, trăim într-o lume în care orice este posibil. În care nu odată putem fi absolut șocați de ce pot gândi sau ce pot face, inclusiv apropiații noștri. Povestea pe care o vom urmări astăzi ne va arăta că ideile tocmai enunțate nu țin cont de vârstă. Adolescenți sau oameni în toată firea, deopotrivă, sunt capabili să șocheze și să dezamăgească. Iar pentru ca lucrurile să nu o ia razna complet, este nevoie de prezența cuiva care știe ce înseamnă înțelepciunea și compromisul. Aurora și Adrian Dumitrescu sunt căsătoriți de 22 de ani și au împreună o fică, pe Valentina, acum studentă. Familia are o situație financiară bună asigurată de firma de transport pe care o au soții Dumitrescu. În ce privește educația unicei fiice, răsfățul nu își are locul. Adrian, fost militar, a văzut multe în viața lui și de aceea o ține din scurt pe Valentina. Acest lucru este știut de toată lumea, inclusiv de colegele de facultate ale fetei. Bună! Ce faci, mâneșca ta? Nu sunt gata că tot am discuții cu el și nu... Că plouă, că nu știu ce, că cum să mergem singure, că dacă dăm de nu știu cine... Bă, dar e chiar comunist, deci știu, nu mereu ne strică planurile. Știu, chiar știu, îmi pare cum foarte cum vreți să facem rău. O chestie, cum apare el cu nemulțumirile lui? Știu, am nu știu. Ceva? Hai înăuntru, că vorbesc eu cu el și ia să vezi că-l conving. Bine, hai. Hai atunci. Eu, Andreea și Vali suntem cele mai bune prietene și în același timp colegi de facultate. Ne place foarte mult să ieșim în oraș și să ne distrăm împreună, dar în ultima vreme tatălui Vali ne pune mereu bețe în roate și se bagă în planurile noastre. Bună ziua! Bună, fetelor! Te rog frumos să mă lași la piscină cu ele, te rog mult de tot. Stai mă, tată, dar nu vezi, uite, afară e norat. Unde te duci? Haideți, haideți să nu mai venim cu scuze. Hai mă, fetelor, dar pe bune... Nimic. Da, mă, e urât afară, unde da, vă duceți? Tata, au anunțat temperaturi mari, sigur nu o să fie în ora toată ziua. Până ajungeți la piscină se face frumos, gata, a? Păi mergem aici în Bragadiru, nu mergem departe, promit. Haideți, domnul Adrian, vă rugăm. Nu mă, cum, nu vă las și cu asta basta. Păi voi duceți-vă, treaba voastră, dar pe ea nu o las. Stați așa, că mi-a venit o altă idee. Ce idee? Ia, ascultați-mă pe mine. Ce program aveți astăzi? Nu vezi, deja aveam ceva aici de rezolvat. Lăsați actele, lăsați problemele. Stai mă, dar trebuie să le rezolv, că e vorba lăsați-le. De... Lăsați-le, ascultați-mă e un pic. E vorba de o afacere foarte bună, nu pot să o ratez. Da, câteva ore nu se întâmplă nimic și mergeți cu noi la piscină. Ești de acord așa? Mergeți cu noi ca și bodyguard. Cum adică? Mușchi aveți? De ce mă, tată? Care ar fi problema? Păi cum adică să vii cum de la piști? Dar ce mă, cu ce te deranjezi? Vin și eu, am grijă de tine, de voi. Să nu se întâmple ceva. N-ai văzut câtă răutate e în lumea asta? De cât deloc? Voi singure, trei fete. Bine. Cu ce ajungeți acolo? Serios? Ne descurcăm. Vă duc eu cu mașina. Pe mine chiar nu m-ar deranja să meargă și domnul. Deci dacă ești de acord, eu merg cu voi. Dar numai așa. Deci mie nu vine să cred că tata îmi face așa ceva. Ei, că înțeleg că pe Andreea a dat-o la plezneală pe asta cu să vină cu noi, dar nu pot să cred că el chiar a acceptat. O să ajung de râsul râsului, cum e că să mă duc cu tata la piscină la 20 de ani? E
Că, na, la facultate mai e cum mai e, dar la piscină... Bine, hai, da? Bine, da. Eh, atunci, foarte bine. La și piscină? Și după aceea am rezolvat. Da, nu stăm foarte mult, da? Nu. Da? Bine. Nu promitem nimic. Bine, vedem. Chiar nu mă așteptam să accepte să meargă cu noi. Dar acum asta este, ce-o fi, o fi. Aveți tot ce vă trebuie? Aveți pregătite costume de baie, prosoape? Am un costum de baie nou, nouț. E prima dată când vreau să... Îi faci saftea acum, da? Da. Bine, hai, dacă aveți tot în regulă, mă duc să mă pregătesc și mă îmbrac. Aici vă așteptăm. Mă schimb și mergem. La câte pericole sunt pe stradă și atâția oameni nebuni întâlnești, ți-e foarte frică să lași pe o persoană iubită să umble singură pe stradă. Andrei, nebunii, cum să-l chemă pe tata? Ce ai? Ce are, mă, de cât de loc? Nu vezi cât de încăpățânat este? Da, mă, da, așa. Acum, adică să vină cu noi la să ne simțim cu el acolo. Lasă-mă, că n-are nimic, oricum, și cu el și fără el, sunt sigură că este același lucru. Că oricum nu făceam nimic. Da, știu. Special, deci... Da, gândește-te și la el ea. El stă pe ușezlong, noi stăm... Hai, lasă-mă, măcar poate ne ia sucurile, dacă tot vine. Când vezi? Până la urmă, hai, priviți partea bună. Nu mai e greu, da? Da, merge, încercăm. Până la urmă, nu-mi convine că vine și tatălui Vali, dar dacă asta e singura variantă să ieșim din casă și să ne distrăm pe ziua de azi, acceptăm și așa. Până la urmă, nu este nimic greșit, ieșit din comun sau demodat ca un tată să meargă la piscină împreună cu fiica lui și cu colegele ei de facultate. Din contră, prezența unui bărbat bine clădit le-ar putea face să se simtă în siguranță. Vezi, tata, ți-am zis că se face frumos afară. Vai de mine, ia uitați ce minunăție de vreme. Da, e frumos, ce să zic. M-am zis eu că era doar un moment prost. Da, mă, da, uite, uite, uite ce piscină frumoasă avem aici. Ia uite, ia uite. Apă bună. Hai, mă, ce nu era bine și aici? Și am acum ce vreți să spuneți? Că vă dați să întors numai, nu, gata? Nu, nu mă răzgândesc, dar... Ia mă, batem drumul până acolo, mă. Haideți, hai, mă, haideți, așa am vorbit, așa facem. Nu ți-o pară. Bine, bine, da, pentru ultima oară. Data viitoare veniți aici, uite, avem toate condiții. Mai discutăm. Da, haideți, da? Hai, că mai vorbim și data viitoare. Hai, hai să mergem. Deci mi-e rușine de mor cu el, deci nu-mi vine să ies cu tata nicăieri, nici pe stradă măcar. Ți-e rușine, ți-e rușine, asta e situația. Decât să te culeg de undeva după înșanțuri, mai bine te duc eu de mână la piscină. Și cu asta basta. În drum spre piscină și chiar odată ajunsă acolo, Vali încearcă să se obișnuiască cu ideea că a ieșit însoțită de tatăl ei. În schimb, domnul Adrian începe să se simtă bine înconjurat de fete tinere. Uite, tată, nu era nimeni. Te-ai cărat degeaba până aici. De ce să mă căr degeaba, mă? Ia uite, apă frumoasă, cristalină, vreme frumoasă și avem piscina pentru noi, facem ce vrem aici. Da, dar zic așa, că nu trebuia să ne protejezi, că n-aveai de cine până la urmă. Băi, eu nu știam ce găsesc. Uite, e bine așa. Uite, stăm aici? Păi cum? Asta că sunt liber. Păi cum, adică tu nu stai și tu în altă parte? Stai, mă, stau cu tine, cu fetele, cum adică? Dar cum îi spune să bârfim, să mai mărim, dar nu de fetelor? Nu stau cu noi, du-te și tu aici. Ce, mă, aveți secrete? De fete, îți dai seama, stai și tu măcar, nu știu, du-te în partea aia sau ceva și stăm noi aici. Am interpretat greșit, că eu am venit să te protejez. Da, mă, tata, știu, știam ce e aici, da? Păi, tata, am pus stai, adică, acum că vezi că e gol, poate poți să stai și tu mai încolo, că nu, adică, vrem și noi. Dacă prostul a venit, v-a adus, vă plătește intrarea, vă plătește și sucurile ai și putea, da? Gata, valea, mă mai chemați când aveți nevoie. Tot ne puteți observa și după partea cealaltă. Îți facem cu mâna, ne vezi, adică nu e așa, gata, mă trimitem pe pici. Acolo și sunt cu ochii pe așa, voi, da? Hai, da, da. Până la urmă mie îmi convine că a venit și taicăsul Vali cu noi. Mă simt protejată. Nu știu ce este așa strict actul ăsta, dar cu cât te ține mai din scurt, cu atât o să fie mai rău. Hai, mă, că nu e atât de rău, nu știu, o să scap la un dat. Fata, totuși ești mare, adică ar trebui să te lase mai puțin, știu, mai liberă. Știu, da, hai, hai, îl înțeleg și pe el până la urmă, n-am ce să fac. Nu știu. Cel puțin din punctul meu de vedere exagerează foarte mult uneori. Ar trebui să aibă puțin mai multă încredere în tine, că până la urmă nu ai făcut nimic rău, nu ai adus bărbați acasă. Ești destul de cuminte pentru vârsta ta. Știu, da, hai, ai, mă, mai e puțin și scap. Sunt cu ochii pe voi să fiți cuminți, da? Da, 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 da
Bine. Deci nu mai pot cu tata, mă disperă. La facultate mă duce, la piscină mă duce, în club mă duce. Chiar mă crede copil de grădiniță? Vali este încă ușor stingheră. Nu același lucru se poate spune despre colegele ei, în special despre Andreea, care își pune în valoare aturile pe care le imortalizează în poze firește. După ce postează pozele astea, o să mai facă rodon cu un prieten. Da! Arată foarte bine, Andreea, bravo! Hai, Elena! Hai, amândouă, da, amândouă! Cum arată puștoaicele astea, bine de tot, bagă în boală orice bărbat, indiferent ce vârstă ar avea. Hai să facem și un selfie. Te-am uitat, ai gătă? Da. Andreea! Mai scos, Miss? Da. Singurice? Singurice? Da. Ce? Vă cunoaștem? Nu, nu neapărat. Ne cunoaștem mai târziu. Nu faci și tu o poză cu el? Nu, mulțumim. De ce? Nu, nu vreau neapărat. Adică îl las pe ele, că sunt mai fotogenic. Haide mă, că știi cum intri tu în cadru aici? Nu, mulțumesc frumos. Haide mă, că arăți cel mai bine de mine. Nu, mulțumesc. Sunt prietenele tale? Da, sunt prietenele mele cele mai bune. Cum te numești? Valentina. Pa tine cum te cheamă? Andreea, încântată. Când l-am văzut pe ăla cum se dădea la fimea, am luat foc instant. Nu știa cum să ajung mai repede la el. Era să sar peste piscină. Ce bei, suc? Da, avem suc deja, da. Mulțumim. O ghețată? Nu vă deranjează. Nu, stați liniștit. O ciorbă de burtă? Nu, nu, mulțumim. Nu ne este foame. Trei fete singure la piscină. Nu sunt ele victime, sigur. Niște naive ar fi marșat la orice le-ar fi zis băiatul ăla. Nu e, uite, Elena vrea să se distreze. Ia uite. Băi, băiatule, ce încerci să faci? Cine sunteți dumneavoastră? Stai la că... cine sunteți dumneavoastră? Mi-am uitat sucul. Păi bați sucul liniștit. Dar care e problema ce, ta? Ce, l-ai văzut singură și ce ai zis? E loc, a? Să mă bag și eu în seamă. Când a venit și ne-a caiz, la imediat l-am văzut pe Adrian, tata lui Vali, cum ne-a sărit în ajutor. Eu m-am simțit foarte bine, m-am simțit salvată. Și până la urmă, omul ăla ce făcea? S-a băgat în seamă, nu e ca și cum eu aș fi fost atât de fraieră cât să ies cu el la un suc și să... Adică, e de o vârstă cu tata, n-are niciun sens. Are mentalitate de colonel, că până la urmă asta a fost toată viața. Care e problema ta? Problema mea? Da. E fata mea și țin colegele de facultate. Care e fata ta, mă? Lasă că nu te interesează. Aia mică? Una din ele. Păi aia s-a dat la mine, inclusiv... Și nu Elena, mai minți, că nu s-a dat nimeni la dumneavoastră. Nu. Acum, de ce? Vă e frică de că e taicăsul? Dar nu ne-am dat la dumneavoastră, sunteți de o vârstă cu tata. Cum să mă dau la dumneavoastră? Păi sucurile alea care le aveți în mână, pe cine bani sunt plătiți? Pe ele tata! Tu le-ai plătit? Da. A, înseamnă că mi-a luat ăsta în plus. Păi băiatule, poți să-ți fie copii. Vezi că eu nu sunt. Ce vârstă au? Ce vârstă au? Nu mă interesează pe mine. Mai atâta timp cât ele au venit la mine... Dar dumneavoastră ați venit la noi, noi eram aici. Acum vorbești cu dumneavoastră cu mine? Dar nu te-am tutuit înainte. Mi-ai spus bă. Nu e adevărat. Ba da. Nu cred ba, nu. Fata mea să vorbească așa. Eu cred că deja vă permiteți cam multe. Nu știu. Elena, cum ai spus tu? Ți-a plăcut, nu? Ce să-i placă? Despre ce tot vorbiți? Dar nu știe cum te cheamă. Ne-a întrebat cum ne cheamă. Nu, au vorbit între ele, am făcut prezentarea cu tare. Pericole în ziua de azi sunt la tot pasul. Sunt și cu ăla de 20 de ani și cu ăla de 50. Trebuie să fii foarte atent. Băi băiatule, hai, vezi-ți de drum să nu mă supăr. Nu băi băiatule, că fii atent aici că ne supărăm. Și dacă ne eu supărăm, nu sunt băi băiatule. Îți dau două deci... de nu și pun să fugi, băi. Dă-mi pastea două. Băi, și pe ea și pe ea. Ascultă-mă puțin. Vezi că te joci cu ce nesimțit ești? Nu știi cine de ce sunt nesimțit? Deja nici măcar nu mi te mai pot adresa. Dar voi puteți să faceți ceva fără tasul. Dar nu este treaba ce treabă are că a venit tata, că n-am înțeles. Hai. Unde haide, mă? Păi eu mi-am plătit intrarea, mi-am plătit asta. Du-te la locul tău, nu mai stai aici. Păi aici sunt. Păi nu te mai las eu, n-auzi? De ce? Păi că ai voi aici cu ele, hai. Nici mă vrei să-l schimb pe patron? Tu te cheamă pe patron, că e prietenul meu. Vrei să zbor de aici? Ce-i drept, ăsta este genul meu de bărbat, care să vină să mă salveze, să mă protejeze și chiar să mă și sponsorizeze, de ce nu? Bine, mă! Bă,
Da, e viață grea, mă. E urât, haide, e urât ce faci, sunt copii. Ai grijă. Hai, la revedere, mulțumim. Ai grijă. La revedere. Dumneavoastră să aveți grijă. La revedere. Tot ce face tata e să coordoneze și să dirigeze de parcă am fi în armată. Dacă nu eram cu ele, ce se întâmpla? Precis una din ele pleca cu el, poate. Cine știe? Nu știu. Papagalul stă, mă, dacă l-am văzut pe acolo. Nu știu, eu un dubios, stătea acolo și a venit să ne întrebe dacă... Ajungi la vorba mea? Bă, dacă era singur, ai și ce pățeai? Nu știu, ne descurcam, noi, ce vrei, acum, ce vrei. Că până la urmă putem să mergem frumos pe stradă și să vină cineva la noi din întâmplare. Chestia asta se poate întâmpla... Da, mă, eu dacă vin cu voi, chestie preventivă, nu vreau să pățiți nimic, vreau da, să fie tot în regulă. Bine, bine, să vă distrați, să profitați de soare la piscină, mulțumim, da? Mulțumim mult, da, am înțeles, tata. Dacă ăsta aici ai un suc, îți spunea un praf în el, un drog ceva, dar nu mai știai ce faci, te lua și cine știe ce ajungeai să faci. Bine, tata. Eu nu te mai găsăm. Nu văd ce se întâmplă, ce oameni răi sunt. Am înțeles, ok, mulțumim că ai deci fost aici. Deci eu fac să te protejez, nu vreau să intru în viața ta, vreau să te las să te întâlnești cu colegele tale, să vă distragi, dar totul cu mare atenție. Am înțeles, dar nu o să poți mereu să stai cu mine. Asta așa e, dar măcar cât sunt cu tine să te învăț, să te ferești de anumite bine, chestii. Bine, mulțumesc, ai dreptate. Asta o fac pentru tine, nu vreau să-ți fac nimic rău, absolut. Știu. Da? Da, da, da. Mulțumesc. Mai stăm sau plecăm? Mai stăm puțin și plecăm după. Mă duc la locul meu, de veche. Mulțumim! Și sunt ochii pe voi, da? Da, da, da. Mă bucur doar că prietenele mele nu se supără și mă înțeleg. Că și așa mă simt eu suficient de prost, n-aș vrea să se simtă și ele. Hai că eu mă duc până la bar să mă iau ceva de băut. Bine. Ce? Da, păi da, normal, pentru toate trei mă duc. Plăcere! Cât de vigilent a fost taică sau fată, mie nu-mi vine să cred. Păi, sincer, să-ți spun până la urmă, ormii, eu apreciez că a venit taică cu noi. Fată, da, și o întrebare. Ție-ți cam place de taxo? Doamne, ce ai mai nebunit? E în vârstă, Elena, despre ce vorbim? E tatăl lui Vali, nu mi-aș permite să fac așa ceva, e să fim serioși. Eu nu prea văd cu ochi buni atitudinea asta, Andrei. Ea se cam dă la orice bărbat mai în vârstă. La ea contează doar cașcavalul, nu și anii pe care i-are bărbatul respectiv. Da, de un bărbat cu bani, ți-ți plac banii și în plus, în dragoste și război, tot ți-e permis. Nu, Elena. Am înțeles că are bani și am înțeles că e un bărbat frumos. E, vezi? Dar... dar nu ca să... Nu știu, să mă bag în căsnicia omului sau așa e. Până la urmă îi port un respect lui Vali, știi, pentru că e prietena mea și... Și lui. Un respect destul de mare. N-aș putea să fac așa ceva, pentru că, da, îmi port și mie puțin respect. Dar totuși, hai te rog să nu mai vorbim despre asta, că nu vreau să ne audă cumva Vali, te rog. Bine, mai vorbim. Eu cunosc bine pe Andreea și știu ce-i poate pielea. Na, fata e venită din provincie, stă la cămin, normal că îi dorește o viață mai bună și e capabilă de absolut orice ca să ajungă acolo unde își dorește. Vali o consideră pe Andreea cea mai bună prietenă, iar Andreei, fată de provincie venită de curând la București, îi convine acest statut, mai ales că oricând este binevenită în luxoasa casa părinților lui Vali. Vali! Da! Ce faci? Ești singura mea salvare. Ce s-a întâmplat? Trebuie să mă ajut din seara în întâlnire și nu știu cu ce să mă îmbrac. Păi, hai, mi-am adus câteva ținute și trebuie să le alegem împreună. Deci hai. Trebuie să-mi spui neapărat. Lasă-ți pe fat. Andreea e o fată foarte dechisită. Adică nu iese ori și cum din casă. Iar oriunde merge își propune să îmbrăpească toate privirile. Mie îmi place lucrul ăsta despre ea. Am acest mai eu. Așa. Cu imprimeu de șarpe. Bun. Și am și pantalonii. Ok, evazați. Ok, ok. Deci, wow, ok, bun, da, așa. Ok. Bun. Mai am acest set. Pantalon de okay, catifea verde. Așa. Este puțin cam pretențios ăsta și de-aia nu prea-mi place. Și mie asta mi se pare este bluza. Și asta.
Wow, e foarte frumos. Sau mai există varianta asta, am luat-o direct pe mine. Nu știu, te rog, ajută-mă, că sunt disperată. Uite, mai am o fustă pe care, nu știu, aș putea să o combin cu un tricou, ceva. A, o știu fusta asta, o știu, ok. Deci, tu ce zici? Băi, deci, mie îmi place și asta verde, doar că e mult prea elegantă și mult prea pretențioasă, adică sunt de acord cu tine. Fusta e de parcă merg așa, în parc sau la facultate, deci părerea mea e setul, sincer, cu șarpe. Auzi? Da. Da, ce mă gândesc eu? Te-ai cătui acasă? Da. Sincerem și lui o părere, că e bărbat și să vezi părerea unui bărbat. Și fix tata te-ai gândit de toți bărbați. Poate mă ajută cu o părere. E acasă? Da, e acasă. Bine, du-te și schimbă-te în asta și când vii... Da, adevărat. Bine. Mă duc să mă schimb. Să-i ceară lui tata părerea despre cum să se îmbrace, asta e bună? Păi o să pună să-și pună fustă lungă, eventual și batic în cap, că asta e părerea lui despre femei. Mă rog, poate nu despre toate, dar cel puțin despre noi, fetele tinere, cam așa. Ia zi, cum îmi stă? Mă, dar tu ai spart banii de chirie de la mama ta pe haine? Ei, da, nu chiar, dar în București, sincer, fără trei ținute pe zi nu poți să ieși din casă și cel puțin eu știi că așa sunt. Uite, să dau exemplu pe Ștefania care a fost la noi în facultate, ți-o amintești? Da. În momentele de față ea este prin Dubai și e cu unul de... îi dă la bani de nu știe ce să facă cu ei. Își cumpără aia la haine, dă 2000 de euro numai pe o geantă și pe pereche de sandale, niște pantofi, cei. Așa vreau și eu să ajung. De ce nu? Da, mă, dar trebuie să găsești... Și tu vorbești despre respect și despre iubire. Păi bărbații în ziua de astăzi au un interes. De asemenea și noi avem un interes automat. Nu? Fiecare își poartă interesul. Da, mă, Andreea, dar eu chiar cred că e vorba de iubire și de respect. Adică chiar nu cred că e totul pe interes. Nu este vorba de iubire și de respect, Vali. Deloc. Bărbații în ziua de astăzi nu mai știu ce este aia iubire. Și mai ales în București. Bărbații din București. Să fim serioși. Și așa că, dacă ei vor să-și vadă interesul, trebuie să mi-l văd și eu. Totuși trebuie să-mi dea bani. Da, dar totuși îmi doresc să-ți găsești pe cineva care chiar să te aprecieze, Andreea. Și o fată frumoasă, dar nu ești doar atât. Adică meriți să fii iubită pentru mult mai mult. Au, știi ceva? Ștefania e iubită de mama focului sau care-i problema? Da, mă, dar e cu ăla de care are 102 ani. Și ce mă interesează pe mine ce vârstă are ăla? Important este că are vârsta pe care o are, dar îi dă să cheltuiască destul de mult. Da, mă, dar nu despre asta e vorba. Știu. Într-o relație. Știu, dar uneori trebuie să-ți vezi interesul și atât. Hai, gata, lasă, mă cheamă-l pe taică tu, că vreau să-mi dea o părere despre cum arăt. Tata! Tati! Te-am chemat puțin cu o problemă. Bună. Andreea. Bună ziua, domnul Adrian. Am nevoie de părerea dumneavoastră. Ce ziceți? Cum arăt? Bine. Dumneavoastră, dacă ați merge la o întâlnire cu o femeie, cum v-ați dori să o vedeți îmbrăcată? Mai cu decolteu? Mai strâmb ceva? Mai... Mă, acum vreau să spun sincer. M-a arăs bine așa, dar din punctul meu de vedere, un pic prea decoltat, prea... nu știu cum să spun... Îl mai ridic un pic? Haideți să nu vorbim despre vremurile lui mama și lui tata și bine, așa. Bine, eu spun din punctul meu de suntem vedere. Suntem în secolul 21. Femeia nu era chiar așa decoltat. Adică nu lăsau chiar așa multe la vedere. Nu, sincer dar spun. Dar ce vedeți la vedere? Nu, ne arătăm prea multe. Noi ne gândim cum ar fi, mai înțeles? Haideți, domnul Adrian, că nu mai suntem în anii 90. Suntem în secolul 21... Deci, de arătat arăți bine, nimic de zis. Mai că acum depinde și cu ce persoană te întâlnești. Adică arăt doar bine și nu foarte bine. Arăți foarte bine, nimic de zis. Ajutați-mă, spuneți-mi mai transparent. Oare să-mi iau, nu știu, să-mi iau o fustă scurtă, să nu-mi iau sutien? Vreau să-l bag în boală, mă înțelegeți? Eu consider că fiecare femeie are armele ei și atunci când trebuie, le scoți la război. A, atât. Pentru tine, vezi? Bracă-te și tu la fel să bagi băieții în boală, să-mi faci mie probleme. Pă bune! Nu fac.
Dar nu, faci, nu da? Îmi spuneți chestia asta, e că aici este vorba despre mine. Nu, dacă ai venit și mai chemat și tu îmi cer părerea și eu îmi zic, păi da, îmbracă da, aici, vă cer o să părerea, se îmbrace și ea la fel, nu? Sunteți bărbați și automat am vrut să văd și punctul dumneavoastră de vedere. Deci arăt bine așa? Da, mie îmi place, sau ce să îmi place scurt? Ca femeie, ce pot să spun mai mult de atât. Dar ținuta un pic mai decent. Păi și așa nu este decent? Vrei să sară băiatul ăla pe tine imediat sau cum? Normal. Să-l prind așa în ghiare. Mă, voi doar atât aveți în cap? Pe bune. Nu. Nu? Nu. Când mă uitam la fătucrea asta, mă lua cu transpirații. Arăta bine rău de tot pe cuvântul meu. Da, ce pot să zic, dacă fii mea s-ar îmbrăca așa, cred că e sucit gâtul ca la pui. Nu se poate. Prea indecent. 1.000 de lei, bine? 10 milioane? Doamne, dar nu v-am cerut atât. Îți cumperi ceva frumos? Ai și tu bani de buzunar în caz de ceva? Vă mulțumesc frumos, ce pot și mi dai când poți tu, da? Deci, clar, această fată nu are ce căuta aici. Deci sunteți singure la casă. Am dreptate? Vecine, unde te duci la ora asta? Unde ai plecat? Păi plec în oraș. De ce? Păi, vin și eu să bem o cafea? Sau un vin, o șampanie? Ce zici? E vecina mea, adică eu chiar așa, dar nu pot să-mi înșel nevastă. Nu sunt gen. Ce se întâmplă aici? Nu se întâmplă absolut nimic, doamna Aura. Nu întrece oare Andreea o anumită limită? Totuși, domnul Adrian este tatăl colegei ei de facultate. Pentru asta m-ai chemat, da? Mulțumesc! Da, bine, pentru părere. Cu plăcere mă duc că eu am treabă, da? Bine, da. Bine, pa, tata. Da. Cu astfel de îmbrăcăminte și cu astfel de atitudine, eu victimă sigură. Cum sunt naive fetele astea, cad în plasă imediat. Să-mi că n-ai de ce să-i cer lui părerea, evident că o să tare nesuferită taică tu ăsta, evident frate. Evident că zice să te îmbraci. Uneori. Mie mi se pare că arăți foarte bine, să știi. Da? Da, mulțumesc. Ești foarte frumos. Deci arăt bine, da? Da. Rămân așa? Da, eu așa zic. Perfect. Eu nu sunt ca Andreea, dar mi-aș dori să fiu. Adică oriunde mergem, băieții întorc capul după ea. Mereu a avut lipici la băieți. Na, și chiar au de ce să o admire. Auzi, Vali, dacă crezi că mă poți ajuta și pe mine cu ceva? Cu ce? Cu niște bănuți. Bă, chiar n-am. Na, mi-a trimis mama banii de chirie și eu i-am dat pe toți pe haine. Ceva tipic mie. Și nu pot să ies din casă fără un bănuț în buzunar, totuși. Vorbește și tu cu taică, tu. Cere-i lui niște bani. Bine, hai că încerc și bine. Ne vedem jos la poartă, da? Bine, hai că îmi strâng astea și vin. Da. Eu sunt. Hai, zi ce vrei. Am o rugăminte. Dacă... Ce rugăminte? Poți să-mi împrumuți și mie niște bani. Să-ți împrumuți niște bani? Mă rog, nu sunt pentru hai, mine. Hai, zi pentru cine sunt. Sunt pentru Andreea. Pentru Andreea? Păi iese diseară, ți-a zis, cu băiatul ăla și n-are bani și... Păi și ce mă trebuie să plătească, nu plătește el? Nu știu, nu e frumos să iasă așa fără niciun leu din casă și a zis că ți-i dă înapoi. Îi dă înapoi când? Da, nu știu. Păi de unde are ea bani, mă? Stă în cămin, ea mărâtă, îi trimite maică să ceva pe săptămână, 1.000.000, 2 și o să arma și niște chiftele sau ce? Nu știu. Bine, știi ce facem? Să-mi ceară ea, să-mi spună mie direct că vrea. Mă, tată, cum să-ți ceară ea? Păi și ce, care e problema? Dar să-i spune-i tu că am zis eu să-mi ceară ea mie, tata, personal. Tata, stii seama că se simte prost oricum. Ai, dacă are nevoie de bani, trebuie să treacă peste chestia asta, să-mi ceară ea mie direct. Păi ce, tu ești intermediar între mine și ea? Să-mi ceară ea mie direct. Bine, vezi că e jos în curte. Da? În poartă, da. Hai să mergem să vorbesc cu ea. Hai. Să-mi ceară mie bani. Orice lucru împrumutat creează și niște obligații. Ia zi, am înțeles că ai nevoie de niște bani. Da, mă, spune, nu te feri. I-ai spus că-s pentru mine. Ce era să fac? Andreea, dar acum sincer, îmi cerea bani împrumut?
mi-i dădea înapoi, eu îi dădeam bani că era fata mea. Eram sigur că e pentru cineva. Dar, nu știu, mi-e rușine în față de dumneavoastră, vă dați seama. Păi, ce pot să zic? Că am și o nevoie de 100-200 de lei, că dacă 100, am cheltuit toți banii de la mama... Păi ce să faci cu banii ăștia? Să, nu știu, poate mai îmi cumpăr și ceva în seara asta. De banii ăștia? Păi nu ți ajung nici să ții o pereche de sandale. Hai, mă, zi, cam cât ți-ar trebui așa? Eu v-am spus. O mie de lei, bine? 10 milioane? Doamne, dar nu v-am cerut atât. A, nu-i problemă, eu ți-i dau. Păi, bă, dacă te duci la întâlnire, îți cumperi ceva frumos, ai și tu bani de buzunar în caz de ceva. Vă mulțumesc frumos, ce poți să zic. Și mi dai când poți tu, da? Dar nu știu dacă mi-ești permite să... Să-ți permiți să ce? Vă dau atâția bani înapoi. De ce să nu-ți permiți? Păi știți, mama îmi trimite cam 150 de lei pe săptămână. Nu știu de unde aș avea să vă dau 1000 de lei nu înapoi. Nu mi dai pe toți odată, îmi dai cât poți, așa, treptat, nu e nicio problemă. Că eu nu stau în banii ăștia, eu vreau să te ajut, da? Am înțeles. Apreciez și vă mulțumesc frumos. Cu plăcere. Asta înseamnă să ai atitudine, să poți să faci de bani pe oricine. Da? Ți-am dat banii ăștia, dar cu o condiție, da? Fii foarte atentă cu cine te întâlnești, unde mergeți. Nu, sincer, ai mare grijă și vezi, te rog eu frumos să nu bei alcool, da? Eu nu beau alcool. Te pup. Distracție plăcută și ai grijă, da? Mulțumesc. Vă mulțumesc. Pa. 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 Normal că o ajut, e ca și fata mea. Dar când o văd că se aruncă așa pentru 3 lei, nu știu ce-mi vine să-i fac. Doamna Aurora a observat până acum câteva lucruri nu tocmai la locul lor. Și femeie cu experiență fiind, știe că trebuie să aibă o discuție cu mai naiva ei fică. Vali, ce faci, mama? Bine. Bine. Așa să vorbim amândouă ceva. Da. Cam dificil ce am să-ți spun eu, dar aș vrea să termin cu prietenia cu Andreea. Înțelegi? Cum adică? De ce? Vali, nu pot să-ți dau prea multe detalii, decât că această fetiță este o profitoare. Am mirosit-o pe Andreea. Acum știu ce-i poate pielea. Nu mă așteptam la așa ceva. Înțelegi? Cum se zice asta? E prietena mea. Vali, deci prieten înseamnă altceva, mama. Cert este că această fetișcană mie nu-mi place. Dar de ce? De unde până unde? Nu înțeleg. Draga mea, are o atitudine vulgară. Da? Așa e ea, nu... Deci știu. Nu contest treaba asta. Bun, așa este ea, dar eu nu pot să accept. Înțelegi? Pentru că ea profită de tine, Vali. Tu nu-ți dai seama, tu ești copilul meu și trebuie să înțelegi. Eu nu vreau să-ți forțez foarte mult mâna și am avut vârsta ta. Dar hai să nu lăsăm pe ceilalți din jur, da? Să profite de noi. Normal, dar nu mi se pare că profită. Adică la facultate ne înțelegem, ne ajutăm reciproc. Niciodată nu mi s-a părut că profită. Adică... Vali, mamă. Ascultă-mă, la facultate este una, colegial, treaba voastră. Deci e normal, sunteți colege și e normal să socializezi, să, mă rog. Problema se pune în felul următor. Ea profită de tine în sensul că, în momentul în care voi ieșiți împreună în oraș, sunt convinsă că ea nu o să bage mâna în buzunar să scoată nimic, să achite, niciodată. Da, pentru că nu are bani, mama, adică primește 150 de lei pe săptămână, e puțin. Vali, stai puțin, nu mă interesează. Vine la noi, pun-te masă, ridică-te masă, totul la discreție, despre ce vorbim? Tata, nu mi se pare că e o fată rău intenționată, adică doar... N-ai cum să înțelegi. Vali, draga mea, nu ți-o spun cu răutate. Știu. Mi-ar fi plăcut să ai, într-adevăr, o prietenă de suflet. Dar nu una care trebuie să-și atingă un anumit scop. Deci ea este chitită. Înțelegi? Înțeleg. Să fim serioși. Deci ea este chitită. Ea este foarte bine intenționată. Da? Cu ce și-a impus să facă. Ce să spun? Ce să spun mai mult? Că profită de noi toți? Vrei? Nu, nu, nu. Mi se pare că e doar o fată care... No. Are nevoie de ajutor și dacă eu dispun de acest ajutor, aș vrea să-i-l ofer. Că... Pardon, tu dispui?
sau noi dispunem? Măi, Vali, tu înțelegi, da? Nu mă face să ridic tonul la tine din cauza ei. Deci, clar, această fată nu are ce căuta aici. Da? Dincolo de portă poți să faci ce vrei cu ea. Să fii prietena ei. Da? Este o fată vulgară. Ce să spun mai mult de atât? Nu sunt în stare să jignesc, da? Da, gata. Ok, nu mai țipa la mine, ok. Păi și atunci despre ce vorbim? Deci aici, în casă, în curte, la poarta mea, această domnișoară nu mai are ce căuta. Okay. Și cu asta am încheiat subiectul. Bine. Deci eu nu vreau să mă cer cu tine. Nici eu. Da? Gata. Da. Deci consider discuția încheiată. Nu mă așteptam ca mama să-mi facă așa ceva. Nu înțeleg ce are cu Andreea. Cred că pur și simplu e geloasă. Eu nu o să las niciodată o puștoaică să-mi strice liniștea casei. Foarte radicală doamna Aurora, însă atitudinea ei are explicații clare. În primul rând vrea să își protejeze fiica de o influență care ar putea fi negativă din partea unei false prietene, așa cum o consideră pe Andreea. Apoi, în 22 de ani, a ajuns să-l cunoască bine pe soțul ei. Nu este un fustangiu, dar nici de piatră nu e. Vecine! Vecine, unde te duci la ora asta? Unde ai plecat? Păi plec în oraș. De ce? Păi, vin și eu să bem o cafea? Sau un vin, o șampanie? Ce zici? Ce ți-ești cu femeile din ziua de azi? Cum simt un bărbat că miroase, s-a dat cu un parfum mai bun și că ar avea niște bani în buzunar, imediat să dau la el. Îl provoacă, m-a invitat la cafea. Uite, e vecina mea, adică eu chiar așa, dar nu pot să-mi înșel nevastă. Nu sunt gen. Măi, vecină, de unde până unde? Așa, să mai stăm de vorbă. Am văzut că îți place, ești la piscină, ești cu fetele, cu toate tinerile, toată ziua. Stai puțin, este fata mea și sunt colegele ei de facultate. Care-i problema? Tu știu ce ai înțeles tu. Hai, vecine, că am văzut tot, te-am văzut gol la piscină. Te-am văzut cum... Ce faci, mă urmărești? Nu, îmi pare întâmplător, rău, așa. Nu, cred că ai înțeles greșit. Ia uite-te aici. Vezi verigheta? Da. Sunt căsătorit de 22 de ani. Deci eu nu stric căsnicia pentru o aventură sau ceva. Deci eu îmi iubesc soția, da? Îmi pare rău, nu știu. Cum ai perceput-o? Așa, un bărbat abordabil sau cum? Păi rău dacă am înțeles greșit. Bine, o seară bună. Ha? Ce să fac, nu știu. Nu sunt eu un bărbat extraordinar de frumos, dar probabil că știu să mă comport cu femeile. Nu știu, am lipici la ele, efectiv. Și mai ales astea mai tinere. Păi asta e, eu îmi trăiesc viața, cum zice și popa. Să cred sau să-mi trăiesc viața și cu asta basta, ce să fac? Am înțeles că domnul Adrian a refuzat-o pe vecina, însă nu prea am înțeles cum vine asta cu trăitul vieții și nici nu știm unde a plecat seara de acasă după ce s-a lăsat bine întunericul. Bună dimineața! Neața! Neața! Și mie o cafea? Imediat. Cu dejen? Mhm. Hai. Mersi. Ce faci? Aseară ai ajuns cam târziu. Sau foarte târziu. Păule, nu mai ce aminte. Am stat un client. Ai o facere bună. O să iasă ceva ca lumea. Doamne ajută, atunci e perfect. Nu știu, obosit sunt. Te cred. Asta e. Ce vreau să vă spun? O să o chem pe doamna Ioana să vă gătească ceva. Eu plec. Plec la Brașov cu afacerea știu, cu terenul cu așa. Trebuie să semnăm contractul. Asta e situația. Da? Și cam cât stai? Fii, nu știu, probabil o zi, două, trei, nu știu, o să stau ceva. Până semnez, până lămuresc treaba acolo și plus de asta o să trec și pe la mama o zi, două, că tot sunt lângă Brașov. Păi și pe mine cine mă duce la facultate? Că doar nu merg singură pe jos în coclaurile astea. Eu n-am că cum. Te duc eu la facultate, normal, dacă mai că ta pleacă, dar băi și tu poate rezolvi mai repede cu contractul cu asta și... Da? Încerc, fac tot posibilul, dar nu promit nimic. Oricum, două, trei zile s-ar putea să nu fiu. M-am înțeles. Nu-i problemă, o duc eu la facultate. Nu e nicio problemă. De când îmi ieși mie mașină, ne-a trebuit casă în afara Bucureștiului, trebuie mereu să depind de voi. Vali, deci e foarte bine. Aer curat, liniște,
Care e problema? Ce nu-ți convine? Păi că trebuie să depind mereu de voi. Dacă vreau să plec, trebuie să anunț, să văd dacă poate să mă ducă cineva. Dacă nu, aia e, nu mă mai duc. Hai că ți-am promis o să-ți cumpăr mașină, da? Știi că tot ce ți-am promis am rezolvat. Știu. Bine, dar am o rugăminte. Trebuie să trecem să luăm și două colege de pe drum și să ne duci pe toate trei. Da, vă duc. Care e problema? Nu e nicio problemă. Bine, mulțumesc atunci. După ce? Deci asta e. Trebuile s-au aranjat. Da, gata. S-a rezolvat. Ce să Bun, atunci ce să vă spun? Eu vă las. Mă pregătesc, da? Da. Aveți grijă de voi. Faci bagajul. Îți dai seama, trebuie să o întind, da? Drum bun și succes acolo să rezolvi. Vorbi, da? Da, da. Bine, pup, mama. Pa, mami. Pa. Te-am pupat, hai, drum bun. Ceau. Ceau. Du-te și schimbă-te și te aștept aici, da? Eu sunt gata, da. Bine. Până să ia mașină, domnul Adrian este șoferul personal al fiicei lui. Lucru care nu îl deranjează de altfel, pentru că el consideră că fata lui încă are nevoie de o strictă supraveghere. Hai că am ajuns. Vă aștept. Bine. Pup, pup, pa. Bine, dar să vă grăbiți, da, că știi că tata face crize. Așa o fi în general, dar altceva îl incită și îl revoltă deopotrivă pe tatăl Valentinei. Când l-am văzut... Mai sunt cadă plombele și mai multe nu. Dar fetele astea se îmbracă la modul ăsta atât de indecent, sunt atât de provocatoare, că ce mai mă miră că se întâmplă ce se mai întâmplă pe stradă. Parcă și o caută singure, nu le înțeleg de niciun fel. Bună! Bună! Bună ziua! Bună ziua! Bună, mă, fetele! Păi așa mergeți voi la facultate? Da, ce are? Rochia asta cam scurtă, la tine fusta... Da, mă, tata, nu faci așa, că nu-i păi, treaba să ta. Știți că fusta mea putea fi chiar și mai scurtă de atât, dar... Păi unde te duci, mă, la facultate sau la piscină? Bine? Bă, bune! Da, dar sunt destul de decente pentru facultate. Decente, așa? Mie tatăl Valentinei mi se pare extraordinar de exagerat. Nu e zi în care să nu ne enerveze, să nu se ia de machiaj, să nu se ia de haine, de comportament... Până la urmă nu e tatăl meu și n-are de ce să-mi fac atâtea observații. Dacă el mă lasă să umblu așa, nu văd unde e problema lui. Tata, avem o vârstă totuși. Că nu e treaba noastră. Nu, bă, bune, dar până la urmă o să vrei să te îmbraci și tu așa. Nu e adevărat. Bă, ce Dumnezeu? Eu mă cerc că... pe mine, dar nu și pe el, adică nu e problema păi, stai, mă, ta. Păi ele le cer că sunt colegele tale, dacă se îmbracă așa, o să încep și tu să te îmbraci așa. Eu zic păi, că exagerați un pic, să știți, păi, nu exagerez, că eu știu ce vorbesc, că nu, sunt, am și eu o vârstă. Nu, traumatizați un pic și nu este cazul, mă, credeți-mă. Mă, fetele, ce se întâmplă, să răpesc fete să astea, pe stradă, ajung cine știe unde, la prostituție. Dar nu e cazul să ajungem la păi așa subiect dintr-o provocatoare prochie. În felul ăsta și la facultate vă primesc așa da, la vi se pare că am decolteu sau fusta este extrem de scurtă. Haideți să fim serioși, adică până la urmă arăt foarte bine, nu credeți? Provocatoare? Puteam să fiu și mai provocatoare de atât, dacă voiam. În viață trebuie să arăți bine ca să obții de fiecare dată ceea ce vrei. Că arăți bine, arăți, dar... Te îmbraci prea provocator. Gata, lasă. Hai să mergem la facultate, că oricum e foarte târziu și n-are bine, sens. Bine, e ultima oară când vă mai duc pe toate trei. Pe tine o să te duc, dar ele... nu mai veniți așa îmbrăcate. Vă rog frumos. Păi nu, hai să vă întreb altceva. Ajungem la facultate. Vă dați jos de mașină, da? Ce zice lumea când mă vede pe mine? Uite-l pe ăsta, le-a adus fetele, l-a produs. Mă simt teribil de prost. Deci mereu îmi face așa. A ajuns să-mi fie rușine să merg cu el pe stradă. Dacă eu mă simt prost, prietenele mele ce să mai zică? O să ajung de râsul facultății. Nu le mai interpretați așa. Dar cum să interpretezi? Bă, pe bune sunteți provocatoare. Profesorii nu vă spun nimic la facultate că veniți așa? Dar nu este treaba nimănui cum... Cred că colegilor le plac. Hai, gata, hai să mai mergem. Hai să mergem că deja e târziu și întârziem. Hai. Bine, hai. Ca bărbat, domnul Dumitrescu este atras de felul provocator de a se îmbrăca ale colegelor Valentinei. Însă ca tată este revoltat și are dreptate în multe privințe. Deci tu să fii cu minte, da? Da. Vezi că dacă plecăm mai cât acum 3-5 zile, o săptămână la Brașov cât o stea, să nu crezi că acum o să-ți meargă. Ok. Da? Știi că cu mine nu-ți merge. Știu. Deci sunteți singure la casă. Am dreptate? Da, o să fiu, nu știu.
că lipsește soția mea. Și ne primiți și pe noi după facultate la piscină? Iar mă la piscină, n-ați fost ieri alaltă. Vă rugăm. Dar nu vedeți cât de albă sunt, trebuie să mă bronzez mai intens. Păi da, când te duci la piscină o stai la soare? Ba da, da. Dacă nu, nevoie de mai multe dacă nu mă prinde, ce vină am eu? Nu prea merge cu piscina asta zilnic. Hai, eu zic să puneți mâna pe car, trebuie să învățați. Eu cel zic mai să bine, ne primiți, că avem timp și de învățat. N-aveți timp de învățat, că acum vine sesiunea, hai. Să-i dați drumul la școală, să învățați, da? Da, tata, da. Bine, și după ce învățați ca lumea și aveți rezultate, atunci veniți la piscină, da? Bine, mulțumim, tata, ha, fetelor, pa, la revedere. Să fie acasă de vreme, da? Da, revedere, domnul Adrian. Hai, pa. Am înțeles că eu trebuie să mă îmbrac ca o călugăriță cu fustă lungă, dar nu înțeleg de ce le face observații și lor. Până la urmă sunt doar prietenele mele. Ce treabă are el? Fata, nu vreau să te superi pe mine, dar nu știu cum îl suport pe taică-tu. Serios. Deci cum mă vede, cum mă toacă. Îți jur, deci nu e posibil așa ceva. Ne toacă. Adevărat așa. Știu și îmi pare foarte rău. Adică mă simt eu prost oricum, mă simt prost și pentru voi. Credeți-mă că nici eu nu mai pot. Abia aștept să se termine naiba facultatea și să plec, că nu mai pot. Ne-am și mutat la Cuca Măcăi ca vrut mama. Imaginează-ți că sunt terminată. Chiar nu știu să mă bine. Eu, dacă eram în locul tău, o luam brazna de mult. Adică, și sincer ți-o spun, mi se pare că uneori chiar este extrem de exagerat taicătul ăsta. E... Știu, chiar e și îmi pare foarte rău că vă face și vouă moral. Adică mie ca mie că sunt fisa, dar vouă n-are niciun sens. Mă rog, fată, lasă păi asta. Păi tocmai. Tu ce ai făcut aseară? Da, chiar. Vai, deci cum să vă spun, sunt atât de entuziasmată. Deci nu-mi vine să cred, frate, este fix bărbatul pe care mi l-aș fi dorit. Ce bun. Băi, e matur. Asta mă interesează. E genul de bărbat care știe ce vrea de la viață. Adică, bine, este un pic mai mare decât mine, mai în vârstă, dar mă interesează că, nu știu, poate face un cadou, mă poate întreține și pe mine îmi poate oferi mai lucruri pe care unul de 20 de ani nu mi le poate oferi. Deci... Corect. Și asta e corect. Mă bucur că a fost bine, bravo. Dar unde l-ai găsit, fată? E, mai contează unde l-am găsit. Contează că l-am găsit și e bun, adică trebuie să pun mâna rău de tot pe el. Eu sunt tare curioasă. Păi cine fi pus Andreea Gheruțele? Căpuște a zis că nu e. A zis că e matur. O fi vreun muș din ăla putre de bogat, că în ultima vreme nu mai haine scumpe poartă. Și la o adică parcă mi-aș dori și eu ceva de genul ăsta. Ce, eu sunt mai proastă? Și, te-a scos undeva seară? Vai, deci nu-ți mai zic. M-a scos la un restaurant deasupra Bucureștiului, ești nebun? Când am văzut unde mă duce, am zis, băi, nu este adevărat așa ceva. Are bani, omul, ce vreți să vă mint? Când le-am spus despre întâlnirea mea de aseară, se vedea invidia pe chipul lor. Dar ce să fac? Să stau să pierd timpul cu unul care așteaptă pachetul de la Măsa pe tren? Niciodată. Auziți, să știți că eu nu am absolut niciun chef de facultate, sunt obosită. Dar vă rămân datoare cu un suc dacă mă treceți și pe mine acolo prezentă. Bine, ok. Da? Bine. Piscina cu rămâne fată. Piscina. Bă, păi n-ai văzut ce anaibii este taicăsul lui... Nu cred că avem Vali. O șansă. E, chiar da, ce cred. Piscină? Deși mi-ar cam trebui și mie puțină piscină, că sunt cam albă, dar... Hai, las că poate una te duce băiatul la solar. Las, care el grijă de mine. Asta și eu de zi. El. Mă bucur mult pentru Andreea. Chiar pare fericită. Sper să-și fi găsit pe cineva într-adevăr bun. Ea oricum mereu a vrut să-și depășească condiția. În viață trebuie să știi ce vrei. Și în momentul de față chiar știu ce vreau. Andreea știe ce vrea. Vrea bărbați cu bani de vârsta părinților ei. Și dacă tot nu merge la facultate, că e obosită, măcar să nu piardă timpul. Bună ziua! Bună, Andreea! Dar ce primire! Cum este apă? Ai curii de la facultate de frumos. Normal că am venit aici pentru că eu și Adrian am avut o înțelegere. El îmi oferă ce vreau eu, eu îi ofer ce vrea el. De fapt, suntem singuri, nu? Da, bineînțeles, nu știu că nevastă mi-a plecat la Brașov, ți-am zis, câteva zile. Sunt singurel! Hai să gustăm un pic din înghețată, ce zici? Înghețată am mâncat și aseară. Dar nu ai mâncat de la mine. Eu n-am mâncat de la tine, nu, dar și aseară am stat, am mâncat, m-a incitat și m-a lăsat așa, pe cuvântul meu. Că sunt și eu bărbat, cât să mai rău. Mă duce cu zahărelul, mă fierbe, nu știu,
își bate joc de mine până la urmă. Eu înțeleg o dată, de două ori, dar până când? Nu mai am răbdare nici eu. Trebuie mai întâi să mă cucerești. Hai, bă, te-am ajutat și eu, ți-am dat bani când ai vrut împrumut, o să-ți mai dau, stai liniștit. Apreciez că mi-ai dat și îți mulțumesc, dar încă mai e puțin de lucrat. Bă, bună, dar și eu cum crezi că pot să rezist? Mi-aduc aminte la piscină, te aplecai. Dar nu ți-am făcut absolut nimic. Bă, dar cum mă ești atât de excitată și m-am încins foarte mult? Amă, că eu nu pot să mă abțin, ce Dumnezeu, crezi că... Uite, și ce mai cu asta, da? Puțină de... Așa. Să te mai înducești un pic. Mă înducesc, dar m-aș îndulci mai bine cu tine. Nimic. Păi, trebuie, nu pot să mai rezist, tu nu înțelegi? Te înțeleg. Câtă răbdare să mai am pe cuvântul meu, că mă bagi în boală. Vreau să mă cucerești. Și ce înseamnă pentru tine să te cuceresc? Explică-mi și mie. Înseamnă să fii puțin mai atent cu mine. Să mă duci mai des în mall. Să mă mai ajuți un pic cu chiria. Ei, nu-i vrei mai bine să-ți cumpăr un apartament? Dacă să fie vrei cu iubușorul nostru, că poate că o să ajungem mai intim și nu se pot, că o să fie nevastă mea pe acasă, mai să ne întâlnim acolo. Cred că avem suficient timp, nu crezi? Timp ar fi, dar nu pot să mai răbd nici eu, înțelege-mă și pe mine. O, Doamne. Ce se întâmplă aici? Nu se întâmplă absolut nimic, doamna Aura. La piscină, la relaxare. La piscină? Uite, nu mă vezi unde sunt în piscină. Păi mai devreme erai la birou și aveai foarte multă treabă, stimată. Să știți că nu este absolut deloc tu ceea ce taci. Pare. Când am văzut-o pe nevoastră mea că intră pe poartă, a rămas paf. Și cu ea s-a întors mai repede la Brașov. Chiar nu mă așteptam. Nu știam ce să fac, să mă bag de tot în apă, în piscină. Dar tu de ce ai venit acasă acum? Că plecase la Brașov, nu se rezolvă chestia. Pe bune! Da, eu ce știu că ai plecat la Brașov? Mai băiatul! Am uitat contractul acasă de vânzare-cumpărare. Îți e clar, acum trebuie să mă justific eu în păi fața nu, dar ta. Pe bune, te duci să rezolvi o problemă și tu așa, ești mai și... contractul, nu? Și ai vii cu o facă, îmi cer și-mi pământ și mă cer că stau în apă la piscină. Care-i problemă? Cu cine? Cu cine? Sunt singur în apă, mă vezi. Unde cu cine? Unde erai mai devreme? Am fost la birou, nu m-am simțit bine și am venit să mă relaxez. A, și acum te simți bine cu un an de 20 de ani lângă tine? Mă, tu cum ai puțin e lângă spui? Mine, poate ai îmbrăcat. Cum e îmbrăcată? E îmbrăcată asta, înseamnă îmbrăcată? Sunt îmbrăcată absolut normal și decent. Nu ne-ați văzut făcând absolut nimic. Eu zic să vă calmați un pic, vă rog frumos, pentru că nu este absolut deloc ceea ce pare. Măi, fetiță, tu te consideri. Calmați-vă un pic, vă rog frumos. Ascultă-mă. Nu o să vă ascult și nici nu o să tac în fața dumneavoastră. Deci în momentul ăsta ia-ți și ieși afară. Nu o să ies afară până nu vă explic situația, doamnă. Nu cobor la nivelul tău să te tărăiezi. Am înțeles că nu vă coborâți la nivelul meu, dar o să stau să vă explic situația ca să înțelegeți că nu s-a întâmplat absolut nimic. Măi, fetiță. Lăsați-mă să vă explic situația, calmați-vă un pic, că nu este absolut deloc ceea ce pare. Nu m-ați văzut cu el în apă. Nu sunt dezbrăcată, nu ne-ați văzut că ne atingem, nu s-a întâmplat absolut nimic. Calmați-vă. Mai în 10 minute erai în dormitor. Nu eram deloc în dormitor. Păi, tu crezi că nu-l cunoști? De ce trageți concluzia, Iurea? Și dacă-l cunoașteți, ce asta? Înseamnă că trebuie să mă las pradă unui bărbat de 50 ceva de ani? Păi cum te-ai lăsat? Poftim. De unde deci știți dumneavoastră chestia asta? Păi uite, poftim. Asta ai făcut. Eu zic să vă asta calmați. Asta ai făcut. Ia-și ce al tău și ieși și în momentul ăsta. Că nu o să plec. Măi, dar ești plină trebuie de tupeu. Trebuie să înțelegeți ce situația. Să înțeleg. Ce, nu care plec situație? Până nu înțelegeți. Care situație? Situația este că nu se întâmplă absolut nimic. Ieși în momentul ăsta. O zi bună. Sper ca Vali să nu afle niciodată de acest incident. Chiar nu vreau să-i fac niciun rău. Deci divorțăm și gata. Terminăm o dată bâlci. Bagă-ți mițele, că nu mai măi, dar tu crezi că dacă nu te-am prins niciodată, asta înseamnă că eu nu am simțit? Dar ce mă, ți-am dat motive? Ce am făcut? Cum să nu-mi dai motive, mă? Ce crezi, că o singură dată? O singură dată ce? De nenumărate ori mi-ai dat motive. Adică? Adică, deci consider această discuție încheiată. Eu atât îți spun. Divorțăm și cu asta am încheiat subiectul. Deci nu eu? Adică eu am luat o razna? Păi stai mă, nu poate să discutăm? Ce să discutăm? Nu, ce cerebral? Păi tu ești cerebral? Tu ești cerebral? Nu se poate, bă, stai la piscină. Nu, hai mă, lasă-mă în pace. Bine, nevastă, te-ai supărat, mă. Nu o divorțezi tu de mine, scapi tu de mine. Da, dă cu piciorul repede la tot. Deci, eu m-am hotărât. Divorțez. Gândește-te bine.
Voi aveți o vârstă. Tu ai trecut de 50, el de 50. Cum poți să gândești așa ceva? Ascultă-mă, du-te la ea, ia-o de păr. Du-te la părinții ei, dar nu strica căsnicia. Te rog, eu te implor, eu nu strica căsnicia. Și eu pot să-mi găsesc unul de 20 de ani să-l plătesc. Dar eu am ajutat-o dezinteresat, efectiv. Nu e prima dată când faci măi, așa. Măi, Aura, toți bărbații fac așa. Toți sunt o apă și în pământ, toți fac așa. După 22 de ani de căsnicie, Aurora și Adrian Dumitrescu sunt acum într-o plină criză a relației. Cei doi soți au decis să facă tot posibilul ca Valentina să nu afle ce s-a întâmplat deocamdată, însă alături de ei se află mama doamnei Aurora. Deci, eu m-am hotărât, divorțez de Adrian. Măi, Aura, gândește-te bine. Voi aveți o vârstă. Tu ai trecut de 50, el de 50. Cum poți să gândești așa ceva? Cu fata ce faceți? Voi nu vă gândiți la copil? Ați făcut toată viața, ați muncit, ați făcut o avere, da? Sunteți bine. Acum ce faceți? Divorțați? De ce? Cu tot respectul, dacă fiica dumneavoastră a luat această hotărâre, probabil că are și niște motive destul de întemeiate. Pentru că, la fel cum a spus și dumneavoastră, nu are 20 de ani, are 50. Să iei o asemenea decizie nu este chiar ușor, nu? Așa este, domnul Ernest. Păi... Deci, nu este vorba de sentimentele mele față de copil. Înțelegeți? Deci eu nu mă mai simt apreciată, eu nu mai simt nimic din partea lui. Iar el față de mine a greșit foarte mult. Da? Deci am venit acasă. Așa. Da? Și l-am găsit în piscină. Lângă el era colega fiicei noastre. Vă referiți la Andreea? Ce? Corect. Mamă, da. Soacră, lasă-mă să-ți explic și eu, că eu văd că sunt acuzat. Pot să mă apăr și eu? Da, spune, te ascult. Deci eu am venit de la servici, mă durea capul. Așa. M-am băgat în piscină să mă relaxez, să mă revin așa. Cât de cât. Așa. Și a venit Andreea, o căuta pe Vali. A venit cu niște înghețată pentru ea. Și în momentul ăla, deci era îmbrăcată. Te rog să mă crezi, mamă. Uite, întreabă. Ea era îmbrăcată lângă piscină, eu în piscină. Deci nu eram cu ea în brațe, nu eram în pat, nu făceam absolut nimic. Dar ea a venit pornită și supărată, nu știu de ce. Bun. Și ăsta e un motiv ca să divorțăm, ți se pare normal? Adrian! Dai cu piciorul la căsnicia asta. Tu vrei chiar Vali să sufere? Pentru ce? Deci că ai nu. Tu idei preconcepute sau cum? Deci te rog, termină cu Vali. Cum adică? Stai deci puțin nu lovi în copii... Nu, păi deci... eu nu lovesc, domnule, că nu vreau să lovesc. Vă, că tu vrei. Nu, Adrian. Da, ce zi. Căuta fetișcan aia lângă tine? Păi întreabă pe ea de ce n-ai întrebat tu. A venit la Vali, așa a spus. A venit cu înghețată pentru ea. Și Vali unde era? Nu știu, cred că la facultate. Eu chiar am rămas și eu surprins când am văzut-o. Adică asta... Era ce să fac? Asta mi se pare chiar ieșit din comun, adică stai puțin. No. De ce n-a venit împreună cu Vali acasă, dar a venit singură? Bun, și deci... ce vin am că ea a venit? Ce am chemat-o eu? Mă, de ce ai împrumutat bani? Vreau să știu și eu o sumă mare de bani. Opa! Păi... 10 milioane? De ce am adică împrumutat? 1000 de lei? De ce? Pentru că m-a rugat Vali să o ajut. Și de ce să nu o ajut dacă pot? Și tu i-ai zis Laura? Când ai împrumutat-o pe această fetișcană cu bani? Ce mare lucru, nu 10 păi milioane? Nu mare lucru, pentru că amândoi trageți, trebuie să trageți la cărță. Dar cunoașteți până la capăt, legat de această sumă de bani? Inițial, fata îi spusese fiicei dumneavoastră că are nevoie de 4 milioane. Soțul dumneavoastră s-a oferit din oficiu să-i dea 10 milioane. Exact. Poate îi prind bine. Clar îi prind bine, că vreau să vă spun, se ocupă cu așa ceva, toacă bani. Nu știu ce face, dar îmi spunea că se ducea la o întâlnire. Și am zis să-și cumpere ceva adecvat. Se ducea la o întâlnire cu un băiat și voia să facă o impresie bună. Am zis, de ce să nu ajut, dacă am posibilitatea, să-și cumpere ceva frumos, ce îi place și să facă o prezență frumoasă. Și eu de ce nu am știut de la tine? Tu erai samariteanu. Păi am văzut cum se spune Vali, voi nu vorbiți între voi? Eu sunt curios de altceva. De ce această fată, Andreea, v-a stârnit interesul? Pentru că este clar că v-a stârnit interesul. Că e mai tânără. Asta cred și eu. Normal.
Cel mai probabil pentru ginerele dumneavoastră, 10 milioane înseamnă un mizilic. Păi înseamnă. Exact asta voiam să spun. Dacă eu mi-am permis și chiar e o sumă derizorie pentru Dar tot mine. Dumneavoastră răspuns la această întrebare pe care eu o consider oarecum de bază. De ce v-a stârnit această tânără interesul? Că este mai tânără, bun. Asta știm cu toții. Dar de ce? Interesul, vreau să vă spun. Bine, ea de câte ori a venit foarte provocatoare, îmbrăcată mai, cu fustă mai scurtă, mai decoltată. Așa este. Și să le duc la facultate. Până la urmă și dumneavoastră ați remarcat. Absolut, domnule Ernest. Felul deci... în care aceasta Andreea venea în casa dumneavoastră. Uite, întreabă pe Vali, la un moment dat mi-a cerut părerea. Cum arăt? Arăta bine, dar i-am spus, pe vremea mea fetele se îmbrăcau mai decent. Adrian, știi unde eram atunci când tu îi răspundeai acestei domnișoare? Eram pe trepte cu coșul de rufe, băiatule. Tu crezi că eu am fost absentă? Tu crezi că eu nu am realizat ce se întâmplă? Dar ce a făcut Domnul? Se întâmplă des ca soțul dumneavoastră să întoarcă capul după femei mai tinere, să fie prins așa, ușor în offside, știu eu, uitându-se într-un decolteu sau nefiind atent la ce spuneți dumneavoastră, fiind cu privirea și cu mintea în altă parte. Suficient de des. Se întâmplă și când sunteți dumneavoastră prin preajmă? Adică l-ați mai prins, știu eu, uitându-se în stânga? Da, absolut, și la cumpărături, dacă merge și mai aruncă, bac, privire, adică... Și el e așa. Mă crătiși și ochii, ca orice bărbat, ce-am făcut? Da, tu crezi? M-am luat-o de mână și am plecat cu ea. S-am cerut numărul de telefon. Da, imaginați-vă că soția dumneavoastră își clătea ochii după unii mai tineri. Și dumneavoastră cum v-ați fi simțit? Nu m-ar fi deranjat că știu că e doar așa. Bine, în situația în care sunteți, nici nu puteți răspunde altceva. Păi, serios, acum ce putea să spun? Și dacă se uita când nu eram eu atent, eu de unde să știu? Uite care e treaba, Adrian. Și eu pot să-mi găsesc unul de 20 de ani să-l plătesc. Că asta e societatea în care trăim, nu? Păi ce-ar însemna fiecare familie care este în pragul vârstei de 50 de ani, că probabil aici e o furie de 50 de ani, și da? Și ar fi ceva de menționat. Și are și oarecum... Potența financiară, exact. Că până la urmă puștaica de 20 de ani, tu crezi că se uită la tine? Nu, se uită la contul tău, cinstită acum. Dar suntem oameni. Eu sunt nebun să-mi imaginez că ea s-a îndrăgostit de mine vreuna și... Și a făcut o pasiune și eu sunt conștient că păi, vor bani. Dar eu am ajutat-o dezinteresat, efectiv. Deci, pe cuvântul meu, adică chiar prima oară. Adrian, tu te auzi ce spui, cum să fie prima oară? Cu câtă nonșalanță minți? Dar ce adică ce am mai făcut? Bune! De ce ne-am mutat aici? De ce am plecat din București? Pentru că avem bani mai mulți și am zis să avem și noi o casă ca lumea. Bun! Dar care e? Din ce motiv? Dar ce s-a întâmplat, domnule? Motivul adevărat, domnule Ernest. Am plecat din cauza unei vecine cu care dânsul cocheta. Opa! Asta nu e... deci nu e prima oară. Stai puțin, că acolo chiar s-a dat chiar vecina la mine, iar eu n-am marșat. Stai puțin, poate e vorba de o confuzie la mijloc. Adică ați spus că v-ați mutat din București, că nu este vecina pe care o aveți aici, la casă. Nu despre ea vorbiți. Care e vecina? Măi, stai puțin, mai e ceva și cu vecina de aici, cu vecina de... Unde, Doamne, iartă-mă să mă mai mut pe Marte? Dacă nu puteți să ascundeți acest adevăr. Ce faci, mă? Nu puteți ascunde acest adevăr, adică... Ce? La un moment dat, despre ce ați avut o discuție cu vecina dumneavoastră, cea de aici. Vai de capul ce meu. Mai și tot așa, vă înțelegeți și pe mine, dacă ele se dau la mine, eu ce să fac? Dar nici măcar n-am marșat, n-am fost cu niciuna, n-am... Și ce s-a întâmplat? Adică ați fost nevoită relație să vă mutați? Pentru, adică să înțeleg că era o treabă serioasă. Foarte dacă ați serioasă. Tăiat răul de la rădăcină. Foarte serioasă, vă dați seama să plec din București la mama naibii. Tocmai de asta, să îl mai ponderez. Să-l țin eu cât de cât. Să înțeleg de ce marjați pe ideea asta cu divorțul. Înțelegeți? Adică până când? Un ruj pe cămașă, un parfum străin, un venit dimineața, o afacere, iară o afacere, iară un client, asta iară... Asta pot să le explic. Un ruj... Păi, am avut și noi în cadrul firmei o festivitate. Ne-am pupat cu colege, cu astea, m-am atins fără să vreau. Adică n-a fost nimic intenționat.
Când am venit târziu, am stat să semnez contracte cu parteneri externi. Așa. Pentru afacerea noastră. De-aia am venit târziu. Păi adică și eu mă pup cu colegi, dar asta înseamnă să-i pup poftim, îl pupă domnul Ernest, îl pup pe cămașă, pe gulerul că... Mă, să atingi, mă, fără să... Hai, mă, ce Dumnezeu, lasă-mă cu asta, pe bune. Vezi, domnul Ernest, adică auzi motive, știți, adică nu l-am prins în pat. El asta bate, da? Deci tu asta bați câmpii. Poți să ne prins? Corect. Nu s-ori cistit, pura armă de... Da, nu, deci nu, 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 știți, nu putem continua așa. Știți, din punctul meu de vedere, care ar fi problema, ce observ eu? Că petreceți foarte puțin timp de calitate în compania soției dumneavoastră și clar, asta o afectează. Dar nu puteai să faci așa și tu? De exemplu, să îi zici lui Valentina într-o zi să-i dai niște bani să ducă cu prietenele undeva, să-ți iei soția frumos, într-un mod romantic, să stați amândoi la piscină. Ce, soția ta ce are? Te întreb pe tine, ce are soția nimic, ta? Dar... Dacă dânsul întoarce când sunt la cumpărături că capul după alte femei, nu miroase, nu miroase a cratiță, dă îngrijită, e îngrijită. Deci nu poți să spui că are un defect sau astea. Dacă până, la urmă, până la urmă, adică mie mi este clar că dumneavoastră a spus un lucru, adică nu l-ați prins niciodată. Deși asta implică și faptul că de mai multe ori l-ați bănuit. Da! Deci a asta fost e foarte clar. De data deci aceasta diferit. Măi, dar tu când te-ai cuplat cu Andreea asta, nu te-ai gândit că fata ta e de aceeași vârstă cu... Uite, mă jur, mă nu, jur pe nu viața, te mai jura. Nu s-a întâmplat absolut nimic dar între noi. Dar nu trebuia să-i... Măi, ai, ieșind cu fata aia sau ce ai făcut, ai denigrat-o pe Valentina ta. Scurt și la obiect, pe Vale ai denigrat. Vreau să înțelegeți un lucru. Eu vă înțeleg. Înțeleg faptul că ați ajuns la o vârstă și că aveți acel orgoliu. Și că vreți să vă demonstrați că încă mai puteți. Încă mai pot, încă mai pot, dar... Adică... Dar de ce nu poți urmă... acasă, dar poți în altă parte? Exact. Te întreb. Asta vreau să spun să mai eu. Pot, dar aș vrea să văd cum da, e și în altă parte, carcalacii nu? Din să cap, da. Să văd mai rezist să fac așa ceva. Cum ce să? Poți mă acasă? De ia. Când nu mi-ai mai spus că sunt o femeie frumoasă, că mă iubești, că, nu știu, o cafea dimineața, un mic dejun. Mulțumesc, iubita hai mea, când faci cafeaua. A, mulțumesc, iubita mea, că, de fapt, găsește cafeaua. Pardon, despre ce vorbim? Să găsesc eu cafeaua, ce n-ai înțeles? Da? Despre ce vorbim? Uite. Într-o dimineață, weekend, hai să plecăm la mant. Afacere, 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 du-te la Brașov, du-te la... Da? Despre ce vor? Să rămâi tu singur acasă, să ce? Adică, cu alte cuvinte, o rutină. Să ce? Din păcate, nu ați fi nici primii, nici ultimii da? Care treceți prin asta. Și îmi spui tu mie că am făcut atât? Cum am făcut atât când eu alerg în toată țara? Rușine din asta partea. Asta ultima perioadă. La începuturi, până am pus pe picioare afacerea ca lumea, hai că ești conștientă, poți să recunoști. Eu sunt ferm convins că soțul dumneavoastră nu ar fi avut de gând să aibă o relație serioasă cu această tânără. Ci mai degrabă ar fi vrut să se distreze pur și simplu. Nu știu cât de departe ar fi mers dacă dumneavoastră nu ați fi observat anumite lucruri. Domnule Ernest, mai contează? Important este că... Contează ce simțiți dumneavoastră exact, până da? La urmă. Am fost rănită. Da? Ea s-a dat la mine până la urmă. Ce bine să spun? Te-ai gândit că ești ca tatăl ei? Tu realizezi că m-am ești gândit, un om da, în vârstă? Și... M-am gândit, care-i problema? Cât te-ai gândit, mă? Păi m-am gândit, știam de diferența dintre noi. Dar dacă ea s-a dat la mine... Trebuia să te gândești la Vali, în primul rând. Indiferent de situație, tu trebuia să te gândești la copilul tău. Că aia era de o seamă cu fata ta, da? Ce vroiai? Aveai fluturi în cap? Ce vroiai să demonstrezi? Că mori mâine și nu mai ești bărbat sau da, ce? Da, și știu, moare lângă una de 20. Da. Ai denigrat și fata, ai făcut-o și pe aia de râs, că aia sigur vorbește în facultate. Tu nu te-ai gândit la fata, în primul rând? Cu ce-am făcut? Acesta este un adevăr, adică... Păi tineretul așa e, se laudă. Am fost cu babacul ăla, uite, am fost și la acolo, acolo mi-a dat și bani. Și vă mi-a... mai spun încă ceva, eticheta aceasta de prietena Valentinei, nu ține, asta... pentru că fătuca asta are mai degrabă un interes normal vis-a-vis de Valentina. Pentru că Valentina provine dintr-o familie bună, cu posibilități și, uite, mai rămân firimituri, se mai descurcă și dar eu nu, deci mi-e nu este o prietenie până la urmă. Nu, nu, a fost, asta a fost popul Andrei. Da? Să se lipească efectiv
da? De o fată cu potențial financiar, deci a studiat foarte bine terenul. A văzut casa, a văzut mașina, l-a văzut pe el bunul samaritan, da, că girofar și asta e, ce a zis, tașcă, maică s-a mai pleacă, da? Care e problema? Două, trei zile eu îmi fac de cap, ne duce la piscină, ne duce la restaurant. Am o întrebare pentru dumneavoastră și nu aș vrea să vă supărați pe mine, dar având în vedere antecedentele soțului dumneavoastră, da, istoricul lui, să spunem așa, nu ați intuit oarecum că acest moment va veni? Ce ați făcut ca să nu ajungeți în punctul acesta? Ernest, am avut încredere în el. Deci până la urmă am trecut peste tot, am zis că totuși vârsta probabil îl va mai... respectul, pentru că sunteți mai în etate decât mine, nu este suficient. M-am convins acum. Din punctul dumneavoastră de vedere, s-a cum stau lucrurile? S-a cam distanțat și ea față de mine. Acum, ce să spun? Și eu am o parte de vină. Nu e că... Da, nu e totalitate vina mea. Deci și ea un pic m-a îndepărtat. Nu știu cum s-a comportat în ultima perioadă. Nu știu, nu mai simt femeia care era înainte. L-am cunoscut. Uite că-s nici ajung în acest impas. Pentru că în ziua de astăzi este foarte greu să rămâi fidel unui singur om vreme de 30-40 de ani. Femei, slavă Domnului, moli de portofel găsim la orice pas în Bucureștiul ăsta. E foarte greu să rămâi împreună și ține de ambii parteneri. Absolut, dar nu, deci eu sunt hotărâtă. Hai, Adrian... te rog eu, hai să trecem peste asta, iată-mă. Nu. Sunt nicio fapt. Auzi, nu, deci nu am discut. Am greșit și eu, dar te rog eu frumos. Nu, ai greșit, trebuie să plătești. Deci eu divorțez. Nu, mama, stai mă puțin. Deci nu discut, Adrian, stai, gata. Stai mă, mă știi, mai îmi zboară ochii, dar sunt băia de casă. Nu, 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 nu. Gata, mama, lasă-mă. Deci, Aura, nu, gata. Aura, Aura, Aura. Nu, nu. Aura. Nu, deci gata, te rog, lasă-mă în pace, divorțeze, nu se poate, mamă. Aura, ascultă-mă cu atenție. Că să te ascult, mamă. Măi, mamă, gândește-te, ce faci cu viața ta? Ce, gândește-te, du-te la aia, ascultă-mă, du-te la aia, ia-o de păr. Du-te la părinții ei, dar nu strica căsnicia, te rog, eu te implor, eu nu strica căsnicia. Gândește-te că aveți un copil, Aura. Și ce, mamă, sunt prima sau ultima? Care-i problema? Măi, fată, bagă-ți mințile în cap. Că strici casa, nu-mi tinerești, îmbătrânești. Tu dai seama să fii de una singură la bătrânețe? Tu pricepi ce spun eu? Păi și ce, mamă? Da, stai, o iau ca atare. Mamă, deci am trecut multe cu vedere. Deci nu e prima dată când faci măi, așa. Măi, Aura, toți bărbații fac așa. Toți sunt o apă și un pământ, toți fac așa. Ascultă-mă ce spun eu. Îți strici căsnicia pentru cine? Pentru cine, mamă? Pentru cine? Mama, nu e vorba de mucoasa asta. Nu e vorba, că nu o simt ca o amenințare sau ca... Deci mă pot descurca, dar până când? Mă, deci... treci și tu cu vedere, auzi? Tu zici că îți găsești unul de 20 de ani, dar ce faci? Pățești ca aia la televizor? Fata o să plece la studii în străinătate, poate, da? Și tu ce o să faci? O să divorțezi, o să rămâi singură, nu? Și ce o să faci? O să pățești ca aia că s-a măritat cu unul mai tânăr și când a fost tot singur a murit în casă? Nu mai dramatiza, mă, tu lasă-mă cu aia și cu exemplele tale, deci eu nu... Mama, măcar, te rog eu din tot sufletul, măcar gândește-te la Vali. Hai, te rog eu. Nu măcar la copil gândește-te. Mama, lasă și Vali să știe ce fel de tată are. Nu e posibil așa ceva, te rog eu din suflet, nu divorța. Nu, mamă, de ce să-l ascundem așa? Lasă să știe și ea ce fel de părinte are. Andreea, toată lumea o să afle ce ai făcut tu. Băi, banul nu se câștigă așa. Banul nu se câștigă așa. Doamnă, și muncește, știu ce am de făcut cu viața mea. Nu ai venit în București, pac, din sus, pac, o cafea cu unul, o cafea cu altul și ți-ai terminat facultatea. Mizerabil. Deci te-ai folosit de copilul meu. E, de bărbatul meu nu te las. Să-ți intre bine în cap. Ai înțeles? Eu cred că dumneavoastră chiar nu ați înțeles absolut nimic din situația asta. A fost picătura care a umplut paharul. Chiar o chestie, din punctul meu de vedere, mi se pare aproape nevinovată. Dar să se ajungă la deznodământul ăsta... Din punctul dumneavoastră. Dar... Știu, dar să dai cu piciorul dânsei... la o căsnicie de 22 de ani pentru... Da, probabil, adică nu probabil, mai mult ca sigur.
s-au acumulat foarte multe bile negre la dumneavoastră. Adică credeți că dânsei îi convine faptul că știe că de fiecare dată când mergeți undeva, ochii dumneavoastră nu sunt ațintiți asupra ei, ci așa, scanați orizontul, mai vedeți în stânga, în dreapta. Domnule, între bărbații, ne mai zboară și nouă ochii, dar eu sunt băiat de casă. Ne mai zboară, adică... domnul Adrian, dar știți, când suntem cu soția lângă noi, când suntem cu soția în casă, mai ales dacă avem și niște antecedente. Sunt unele fete irezistibile. Mă, ușor, ce să fac? Na, ca orice bărbat. Înțeleg asta, dar știți, puteți să o faceți când sunteți singuri, de exemplu. Pentru că da, din ceea ce ne-a spus, ați ignorat-o și da, ok, se adună, ceea ce la un moment dat pare a fi un gest nevinovat, da, ok, cu toții ne mai uităm în stânga, în dreapta, primești un cot la un moment dat, ce faci, mă, aici lângă tine, o dată, de două ori, de zece ori, la un moment dat gheața devine din ce în ce mai subțire. Da. Dar și... vin să spune că în trecut... m-am mai bănuit. Acum că vorbim noi între patru ochi, noi doi și o țară întreagă. Ați înșelat-o sau nu? În tinerețea dumneavoastră. Și rămâne între noi? Noi doi și cei care ne privesc. Da. Bun. Dar dumneavoastră, practic, vă doriți să continuați? Este de moment, aventură, pur și simplu și cu asta. Casa la mine a fost casă. Banu a venit în casă, am avut grijă de familie. Și cu Andreea asta, adică n-ați mai putut să mai controlați situația? Adică... venea indecentă, stă bine, se fandosea cu partea dors. Ce să vă spun, incitantă. Mă abțineam cu greu. Pe cuvântul meu, de... Aura, divorțezi, divorțezi. Dar trebuie să te gândești la Vali. Că Vali e prioritatea, e numărul unu. Nu-i strica viitorul fetii. Te rog eu din tot sufletul, la fată să te gândești. Că tu ai 50 de ani, mine, poi mine, dar fata are viitorul în față. Ce faci? Îi strigi viitorul? Te întreb pe tine. Îi strigi viitorul? Nu știu, mamă. Nu știu. Te las să te gândești, faci cum crezi tu, dar eu spun să nu divorțezi. Te rog din tot sufletul să nu divorțezi, să te gândești la Vali. Nu știu, asta e părerea ta. Nu știu, o să văd eu. Pe mine mă interesează mai mult... ce se va întâmpla între dumneavoastră și soția dumneavoastră. Pentru că, da, într-adevăr, este păcat ca în punctul în care ați ajuns și, ok, oamenii mai greșesc, dar este păcat să ajungeți la un divorț. Știu, știu. Sper să planez chestia asta. Pentru că asta mie și... mi-este clar că niciunul dintre voi la această vârstă, mă rog, n-ar fi foarte greu să... are niște nevoi ale unor tineri, ale... dar... să reîncepi viața de la 50 ceva de ani e greu. Să-ți găsești pe cineva, să... deci e foarte greu. Deci am vorbit și cu mama, da? Să-i așa. Mulțumești mamei că tot timpul se bagă între noi și tot timpul e alături de tine, ia, da? Vinoși. Uite-te la ea, da. Am rugăminte. Da. Măi, aveți 50 de ani, mâine poi mine îmbătrâniți. Stau și mă gândesc, dacă tu astăzi ești cu una de 20, pe la 70 când îți tremură mâna, ascultă-mă ce spun eu, o să fii într-un azil sau o să fii pe stradă? Doamne, frate. Ascultă-mă cu atenție, da. Ce spun. Da, ce mamă, are da. Ea? Uite, uite-te tu la ea, poate să fie fotomodel. Uite-te la ea. Fii da. Și tu mai atent cu ea. Mai duceți-vă, promit, mergeți în vacanțe. Măi, femeie, hai, săptămâna asta, hai să mergem, hai să mergem. Vino cu așa și tu lângă mine. Ia. Nu, că o să cumpăr bilet și plecăm în vacanță, doar noi doi. Deci să nu mai aud măgăriile astea. Poate împăcați-vă și iubiți-vă. Da. Viața da. E scurtă. Așa e, așa. Aveți un copil, e ușor să dai la tot cu piciorul într-o zi. Să nărui exact castelul ăla care l-ai făcut și l-ai construit cu sudoare, într-o zi să-l nărui. Așa e. Așa că, ia. Ia împăcați-vă. Să fie într-un ceas bun. Așa, și să nu da. Vă mai aud. Nu mai, gata, mama, promit. Nu mai eu nu pune. Divorțez, Valentina nu o să afle. Ascultă bine. Mulțumesc. Ascultă bine. Da. Bagă la cap. Dar? Tetișcana aia nu mai are ce căuta la noi în casă, în preajma noastră și nici altcineva, Adrian. Nici de 20, nici de 30, nici de 50. Bun, vorbim că și va cu Vali fi... să se potolească cu colegele și cu astea, da? Îi împui. Da, corect. Și tu numai, dacă faci o treabă, îi spui și ei.
Mă, am înțeles, așa băi, femeie, era uite, da, corect, asta, am asta greșit, e corect. Am greșit, recunosc. Să nu vă mai aud. Gata. Aveți un copil, gândiți-vă la copil. Și să fiți trup și suflet amândoi. Am o nebuneală de moment, gata. Îți dă una după ce a făcut să-ți revii. Gata, mi-am revenit. Ți-ai revenit? Mi-am revenit, promit. Să nu mai aud, că nu știu ce fac. Nu o să mai aud, nu știu ce fac. Totul voi va fi bine. Vreau să fiți ca la 20 de ani. Să vă respectați, să vă iubiți și să fiți împreună. Ascultă-mă cu atenție, bătrânețea e foarte grea. Și mai ales să rămâi și singur, e și mai rău. E foarte, foarte rău. Ascultă-mă, bagă la cap. Înțeles. Și să vă iubiți și să fiți împreună până la adânci bătrâneți. Așa o să fie. Da? Promit. Hai să te pup și pe tine. Da. Să fiți, să fiți fericiți. Vă iubește soacra dumneavoastră. Mulțumim, mama, că ne ești alături. Foarte generos cu ea, din toate punctele de vedere. O iubesc, pe cum, ca pe mama mea. Aurora a avut înțelepciunea să mai dea o șansă căsniciei, dar nu poate lăsa lucrurile așa. De aceea, doamna Aurora merge tocmai la căminul în care locuiește Andreea, ca să clarifice totul. Bună ziua, doamnă! Bună, Andreea! Ia spuneți-mi, de ce m-ați chemat aici? Ascultă-mă cu atenție, te rog. Da, vă ascult. Eu sunt o femeie care am să lupt totdeauna pentru căsnicia mea, pentru familia mea. Se pare absolut normal. Da? Deci o femeie la 50 de ani cam știe ce vrea. Eu am avut vârsta ta. Dacă tu consideri că ceea ce ai făcut tu cu soțul meu, da? Doamnă, este ce-am făcut eu okay cu soțul dumneavoastră? Cum? Ce ai făcut? Ce-am făcut? Explicați-mi. Andreea, crezi că nu știu că ți-a dat bani cu împrumut? Crezi că nu știu? Crezi că nu știu că de fiecare dată când ați ieșit cu Vali, deci Vali ați folosit-o ca pe o perdea, da? Să nu este adevărat. Relația. Nu se poate. Nu este ce adevărat. Vali mi este cea mai bună prietenă și nu am folosit-o cu absolut nimic. Deci Vali, exclus chestia asta, o spuneți de acum, degeaba. Din momentul ăsta, Vali nu o să-ți mai fie nimic, nici măcar colegă. Nu pot să renunț la prietenia mea cu Vali. Este cea mai bună prietena mea. Nu puteți să-mi cereți chestia asta. O să renunț, draga mea. Nu o să renunț. Nu, Andreea, toată lumea o să afle ce ai făcut tu. Deci o să afle părinții tăi. Dar ce-am făcut, doamnă? Păi o să afle părinții tăi. Că te-am găsit la piscină cu soțul meu, da? Da, vi se pare că chestia asta nu m-a lăsat nici cer să vă explic. Ce să-mi explici, fetițo? Ce să-mi explici? Ne-ați văzut, nu știu, într-o ipostază indecentă, împreună, amândoi în apă, dezbrăcați. Păi, crezi că mai era mult? Eu zic nu, să realizați un pic, nu, și să Andreea, vă controlați să vorbele, nu, pentru Andreea, că nu este ok deja ceea ce spuneți. Da, haideți să deci, lămurim. Eu cu soțul meu ne-am clădit o afacere. Tu ai văzut foarte bine, din punct de vedere financiar, ai văzut că are o mașină bună, ai văzut că, mă rog, financiar o ducem foarte bine, ai testat și în casă, ai plimbat-o și pe aia cu, pe Vali, cu uite așa de colo, colo te-ai folosit de ea, da? Deci ai folosit-o pe fiica mea într-un stil, băi, mizerabil. Deci te-ai folosit de copilul meu. E, de bărbatul meu nu te las. Deci noi avem o vârstă. Să-ți intre bine în cap. Ai înțeles? Deci eu la căsnicia mea nu renunț pentru o puștoică de 20 de ani. Crezi că ești, doamnă, prima sau ultima? Nu, fetiță. Eu zic că deja exagerați un pic. Nu. Nu. Nu exagerez deloc. Să-ți intre bine în cap. Sub nicio formă. Deci eu la soțul meu nu renunț. Eu atât îți spun. Să dispari din viața noastră. Calmați-vă un pic. Mă lăsați și pe mine să vorbesc? Te rog. Eu cred că dumneavoastră chiar nu ați înțeles absolut nimic din situația asta. Dramatizați foarte mult și exagerați extrem de tare. Nu este absolut nimic cum credeți dumneavoastră. Între mine și soțul dumneavoastră nu s-a întâmplat absolut nimic. Mai urma. Mult nu mai era, Andreea. Dar de mai unde? Andreea, tu de ce sunteți atât cunosc de sigură de chestia asta? Măi, fetiță, să cunoașteți dumneavoastră și nu ești ultima. Dar vă gândiți că poate eu doar am vrut, de exemplu, să profit puțin, nu știu. Ce să profiți, mă, așa, de aia ai venit, da, doamnă, în București? Da, doamnă, să profit, da. De-aia ai este problema București mea ce fac așa cu viața mea. A, fetele provinciale de asta veniți să, da, găsiți ce? Exact. Unul ca tactul, exact, de 50 de ani, exact, să te țină. Este a, fix problema mama mea ce vreau să fac cu viața mea. Mama ta știe ce faci. Puteți tu să mergeți să spuneți ce vreți ce dumneavoastră. Ce să spun? Băi, banul nu se câștigă așa.
Banul nu se câștigă așa. Du-te, doamnă, fetiță, și muncește. Știu ce cinstit am de făcut cu viața mea. Nu ai venit în București, pac, cin sus, pac, o cafea cu unul, o cafea cu altul și ți-ai terminat facultatea. Și ți-ai plătit că minus sau nu se face fetiță așa. Se muncește. Deci ca să ai bani, trebuie să muncești. Deci ascultă-mă, ori să afle așa și părinții și cei de la facultate, o să te mulți, nu știu, din grupă, din facultate, o să dispar definitiv. Deci, pur și uite-te simplu, tu la mine. Nu deci mă interesează. O să afle, deci o să, băi, și pe Facebook și pe Instagram și pe orice, pe orice sursă de informație. Doamnă, credeți că mă interesează pe mine și mă afectează cumva amenințările astea? Nu te ameninți, nu te ameninți. Și chiar nu mă interesează, deci să știți, nu mă afectează cu absolut nimic. O să te afecteze. Eu sunt foarte calmă pentru că eu știu ce am de făcut. Înțelegi? Și eu știu ce am de făcut. Nu, tu ești debusolată, tu ești după, uite așa, după bărbații însurați, până când ai de gând? Până la 30 de ani, fetițo, că pe urmă, pa, la revedere, drum bun. Este problema mea, doamnă, ce fac? Nu știu care e problema ta, deși problema ar trebui mea este să înțelegeți. Lași familia în pace. Ar trebui să înțelegeți și vă spun asta pentru ultima oară, între mine și soțul dumneavoastră nu s-a întâmplat absolut nimic și nici nu s-ar fi întâmplat. Bine, Andreea, acum e rândul meu, ascultă-mă tu pe mine. Deci de familia mea nu te mai apropii. Cu Vali ai încheiat-o, ascultă-mă. Nu o pe să închei relația meu, cu Vali, să nu știți. Nu îl mai cauți și stai departe de familia mea. Eu atât îți spun. Rupe prietenia cu Vali. Dar da? Nu pot să fac asta. Cum pot să-i spun? Cum Andreea, să mă cer cu ea așa pur și simplu din senin? Nu Andreea, pot să fac chestia asta. O minciună, ce cum minciună? Nu știu. Te descurci, ești as în asta. Deci nu vreau copilul meu, da, să sufere mai târziu și nici acum. Deci nu vreau să sufere din cauza lui taică-su pentru mizeria care a făcut-o. Eu, Vali, nu vreau să afle absolut nimic. Doamnă, mă întâlnesc cu clar ea în facultate, este imposibil. Deci nu mă interesează. Nu am ce să-i fac. Găsești orice, fă-o să sufere acum decât mai târziu. Și cu asta am încheiat discuția. Clar. În ce o privește pe Vali, lucrurile sunt clare. Este o adolescentă naivă. O tânără cu suflet curat, care nu poate încă să vadă ce ascund așa zisele prietene. De aceea are nevoie încă de îndrumarea părinților. Însă mai puțină rigiditate și un fel mai delicat de a pune problema din partea tatălui nu ar strica. Andreea a spus clar și răspicat ce vrea în viață. Bărbați cu bani, care să o întrețină. Mult succes! O atenționăm doar că se expune și la riscuri foarte mari. Am ajuns la domnul Adrian. Ei bine, a cedat ispitei. Că nu a mers mai departe, a fost doar o chestiune de timp. Noi considerăm fapta ca fiind deja făcută. E oare de înțeles? De scuzat? Considerăm că nu. La 50 de ani, căsătorit fiind, să te încurci cu puștoaice de 20 de ani, înseamnă că undeva, tu ca bărbat, ai anumite probleme. Am lăsat-o la final pe doamna Aurora. Multe femei ar fi spus, nu, divorțăm, gata. Nu e chiar așa mereu. O căsnicie poate să însemne și compromisuri. Da, da. Uneori trebuie să lupți pentru partenerul căzut în ispită. Pentru că alături de el, așa cum este cu defectele lui, ai construit o viață, căreia Aurora îi mai dă o șansă. Vedeți, în viață nu este întotdeauna alb și negru. Sunt Ernest și vă salut cu drag. Să știi că eu nu vreau să te iau cu japca în viața mea, doar că voiam să petrecem mai mult timp împreună. Ne vedem de 2-3 ori pe săptămână, nu mi se pare deloc ok. Prieten cu beneficii, Dănuț. Măream, uite, eu vreau să te cer de nevastă. Hai că mă faci și sorul, Dănuț, ești amuzant, serios. Chiar aș vrea să petrecem puțin timp împreună, nu vrei? Păi și avem cum? Avem cum, sigur. Poate mergem și la mine după, că am câteva ore singurică. A, e singură? Păi și ce mi-ai pregătit așa? O poezie, ceva? O melodie? Până la urmă, am 33 de ani, ies cu cine vreau. Ies și cu Cristina și cu Andreea, ce trebuie să stau să-ți dau ție explicații? Dar normal că trebuie să-mi spui, mă, Dane, mă, că eu nu știu cum să te mai acopăr. Tu ce se întâmplă? Păi nici eu nu știu. Tu cine ești, domnișoară? Ce cauți aia, Cristina? Da. Îmi pare bine, voi cine sunteți? Spune-mi cine sunt ele. Eu sunt iubita lui și șefa lui. Ce drăguț! Ele sunt celelalte femei din viața ta? Nu,
eu sunt femeia din viața lui, voi sunteți celelalte femei.